Începând cu 10 aprilie, legea vaccinării a intrat în dezbatere publică și a fost publicată pe site-ul Ministerului Sănătății. Actul normativ stabilește cadrul legal de vaccinare și cadrul de achiziționare a vaccinului, actul normativ prevăzând încheierea unor contracte multianuale. Ministrul Sănătății declară că părinții care nu-și vor vaccina copiii nu vor fi sancționați, dar dacă cei mici contractează o boală contagioasă împotriva căreia nu și-au vaccinat copiii, din vina lor vor trebui să suporte cheltuielile de îngrijire medicală ale celor mici. Medicii de familie spun însă că, de la nivelul cabinetelor lor, situația se vede diferit. Prevederile legii sunt bune, dar ar trebui ca Ministerul Sănătății sau direcțiile de sănătate publice să intensifice modalitățile de informare a pacienților, astfel încât toate mămicile să înțeleagă că vaccinarea copiilor este singura metodă de prevenire a acestor boli. Exemplu este epidemia de rujeolă, care se întâmplă datorită faptului că nu au fost vaccinați copiii corespunzător. În legea vaccinării sunt prevăzute acolo modalități de informare a părinților, iar cei care nu sunt informați, cei care nu doresc, trebuie să suporte consecințele faptului că nu își vaccinează copiii. Bun, și vi se pare aplicabilă o asemenea prevedere? Că cine va determina faptul că acest copil s-a îmbolnăvit pentru că n-a fost vaccinat? De exemplu, n-a fost vaccinat de rujeolă, împotriva rujeolei, și face rujeolă. Bun, dar în condițiile în care până acum a fost o criză majoră de vaccin. Asta tot în lege spune că Ministerul Sănătății va asigura un flux continuu de vaccin. Asta este treaba Ministerului Sănătății. Asta puteți să întrebați pe doamna doctor Pipiriceanu. Dânsa este responsabilă pe județ cu vaccinarea. Există tipuri de vaccin care lipsesc de foarte multă vreme de pe piață. Medicii de familie susțin că la noi de câțiva ani buni se merge dintr-o criză în alta și că de mai bine de un an nu se reușește a se acoperi nevoile reale. Eu am primit 10 vaccinuri de tetraxim pentru 40 de copii la limită. Iar antirujolic, hexacima, n-am primit nimic, hepatic n-am primit nimic, nu știu cum sunt la limită. Așa, atunci cum vedeți rezolvată această? Bine, legea va fi dezbătută? Legea e lege, dar trebuie pusă și în practică. Deci la noi practica ne omoară. Deci Ministerul Sănătății trebuie să asigure necesarul de vaccin. Eu am un an de zile de când tot aiurea vaccinam. Tot recuperam cei din urmă, că nici nu mai știm pe ce ne să recuperăm. La piață ce restanțe majore aveți? Avem la hexacima, avem la ROR, sunt restanțe. În fiecare lună noi transmitem necesarul de vaccin la Direcția de Sănătate. Și în funcție de ce au și ei, ne dă. Și colegii dumneavoastră? Colegii dumneavoastră cum stau? Luna asta mi-au dat 10 Reamintim faptul că săptămâna trecută purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Neamț, doctorița Mirela Grădinaru, anunța faptul că în județul Neamț stocurile de vaccin se află la limită, ba chiar pentru unele repere sunt absolut insuficiente dozele existente față de nevoile reale. S-a realizat și o redistribuire între medici a unor sortimente de vaccin pentru a acoperi nevoile de moment. În județul Neamț există un stoc de vaccin la nivelul Direcției de Sănătate Publică, insuficient la acest moment, mai ales pentru vaccinul împotriva rujeolei, a oreionului și a rubeolei. Există doar 56 de doze. La medicii de familie au fost distribuite un număr de 2243 de doze de ROR, adică vaccinul împotriva rujeolei, da? Ținem să vă precizăm că această cifră de 2243 de doze sunt cele existente la data de 28.02.2017, adică februarie. În momentul de față noi colectăm datele din teren, de la medicii de familie, pentru luna martie. Deci vaccinul care s-a realizat, imunizările care s-au realizat în luna martie, le vom avea la începutul lunii aprilie, da?
În aprilie, DSP așteaptă să primească dozele de vaccin Hexacima care au fost repartizate și prin care se asigură imunizarea copiilor sub un an împotriva difteriei, tetanosului, pertussis, tusei convulsive, poliomielitei și hemofilus B. Nu se pune problema lipsei de vaccin BCG care se administrează în maternități, a mai spus atunci purtătorul de cuvânt al DSP Neamț. De asemenea, și pentru celelalte tipuri de vaccin, Ministerul Sănătății a dispus și a fost demarate proceduri de achiziție a dozelor pe tipuri de vaccin necesare bune derulări a Programului Național de Imunizări. În luna aprilie, acum așteptăm să vină, ne-a fost repartizat Hexacima, deci vaccinul care asigură imunizarea copiilor sub un an cu împotriva difteriei, tetanosului, pertussis, deci tusei convulsive, poliomielitei, hemofilus B. Și bineînțeles, pentru BCG nu se pune problema, deci avem în continuare BCG în maternități cât și la sediul nostru, suficiente pentru, doze suficiente pentru nou-născuți și încercăm în felul acesta să facem, să îndeplinim și să realizăm imunizarea în copiilor conform cartografiilor făcute la medicii de familie. Într-o formă de anul trecut a legii din vremea guvernului tehnocrat se prevedea că părinții să fie informați de către medicul de familie privind necesitatea imunizării copiilor aceștia având la dispoziție 18 luni pentru a-și vaccina copiii, iar în condițiile în care părinții ar fi refuzat să îi imunizeze pe cei mici, ar fi trebuit să fie deferiți unei comisii județene care ar fi urmat să aplice legea protecției copiilor și să-i trimită în instanță. Tot proiectul de anul trecut avea și o prevedere neconstituțională ca acei copii care nu sunt imunizați să nu fie primiți în colectivitățile școlare.